și politică și începerea unor reforme profunde, aș spune chirurgicale, în administrarea statului. În contextul celor expuse mai sus, anunțăm că cei 14 deputați renunțăm a fi membri a fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, deci renunțăm la jocurile politice ale conducerii PCRM. Totodată anunțăm despre crearea platformei parlamentare social-democratice pentru Moldova. Astfel dăm o șansă concretă pentru constituirea unei majorități parlamentare solide, a cărui obiectiv este asigurarea bunăstării populației. Facem un prim pas spre obținerea unui consens parlamentar și ne adresăm către toți parlamentarii care doresc stoparea dezastrului și revenirea Republicii Moldova la calea dezvoltării. Să adere la platforma parlamentară social-democratică pentru Moldova. Stimați cetățenii Republicii Moldova, ne cunoașteți bine pe noi. O bună parte din dumneavoastră